culturi, obiceiuri, lucruri pe care un turist obișnuit nu le observă. Domnia sa, după atâtea călătorii, iată, ni le poate aduce în imagini și în cuvinte. Bine v-am regăsit, domnule profesor. Bună seara, bine ne reîntâlnim pe calea undelor. Domnule profesor, Brazilia, o restanță noastră, dar și o țară care merită o emisiune făcută împreună cu dumneavoastră. Sigur, cred că putem vorbi despre o țară curcubeu, o țară multicoloră, o țară care a fost locuită de niște băștinași pe nume Indios, care în 1502, când un navigator portughez pe nume Cabral a ajuns acolo din greșeală, el era în drum spre Indii, era în căutare de mirodenii, era încă perioada aia romantică a explorărilor geografice. Deci când i-au găsit acolo portughezii pe acești indios și au început să-i pună la muncă, s-a evit o întrebare. De ce trebuie noi să muncim atât de mult? Așa. De ce trebuie noi să muncim atât de mult? De ce trebuie să muncim în plus când totul este din abundență în junglă? Deci, atunci, un prim impact al ideii de plus produs asupra omului în istorie, probabil. Pe urmă, vorbim de țara care, prin secolul al XVIII-lea, a dislocat 4 milioane de sclavi negri, de 10 ori mai mult decât America, pentru plantațiile de zahăr și cafea din regiune. Vorbim de o țară în care trimiși și papei de la Roma, care trebuiau să încreștineze zona, care trebuiau să aducă populația la catolicism. N-au înțeles cum, la începutul secolului 20, printre oameni s-au strecurat niște zeități păgâne. Niște zeități care propagau o religie care încânta și subjuga oamenii în același timp. O religie numită fotbal. Fiindcă fotbalul, nu-i așa, aduce masele mari de oameni în delir fără să Așa le este. alieneze. Vorbim despre o națiune de unde, undeva în Rio, fiindcă așa corect ar fi Rio de Janeiro în portugheză, undeva de la înălțimea de 1000 de metri, statuia lui Iisus Mântuitorul privește spre lumea creștină, încercând să ne apropie, dar și să ne ierte cu brațele lui calde. E, să știți, doamna Valeria, că privirea, expresia lui Iisus Hristos, parcă are ceva din farmecul, din liniștea, din umilința țăranului ortodox, din tatăl fiul român. Da, ați auzit foarte bine. Fiindcă cel care a conceput capul lui Iisus este un român din zona Galațului, pe nume Leonida George, cel care a plecat la Paris după ce a terminat Belle Arte din București, a câștigat mai multe concursuri și acolo a prins momentul în care guvernul francez încerca să dăruiască, la fel cum a procedat cu statul american, o statuie, această statuie magnifică a lui Iisus Mântuitorul, care a fost încredințată unui sculptor de origine poloneză, pe nume Paul Lavdowski, care la rândul lui a trebuit să încredințeze cuiva conceperea capului lui Iisus Mântuitorul. În sfârșit, dintre Da, dar 300... de ce neapărat nu a făcut întreg conceptul? Mi se pare că nimic nu e întâmplător și că trebuia să fie. Da, de multe ori m-am întrebat și eu cum s-a întâmplat ca dintre atâția concurenți să se impună acest român care, fie vorba între noi, mai câștigase niște premii la niște concursuri de desen, la niște schițe, portrete, sfârșit. Capul trebuia conceput în stilul Art Nouveau, iar acest Gheorghe Leonida s-a impus spre bucuria noastră și spre împlinirea noastră creștină, dacă vreți. Stilul Art Nouveau este un stil foarte pretențios, dar se pare că rădăcinile creștine din România au influențat foarte mult expresia artistică a Mântuitorului, așa cum o să vedeți. Și poate că ar trebui să spunem în sfârșit că
inteligența și arta românească au un impact foarte mare în Brazilia. Și să vedem imaginile, da, că da. Nu o să mai avem timp și o să povestim pe imagini oamenilor. Da, da. Îmi cer scuze pentru pescărușul care ne-a deranjat. De câte ori nu închid telefonul, de atâtea ori cineva mă sună. Iată chiar cu... Ați văzut în câteva secunde o juxtapunere a principalelor branduri pe care o să ne luăm în amănunt numai decât. Sigur că nu lipsește Samba, nu lipsește statuia lui Isus și nu lipsesc aceste priveliști care pur și simplu îți taie respirația. Se spune, nu întâmplător, fiindcă e vorba deja de o mitologie locală, că atunci când s-a făcut Rio de Janeiro, din cele 7 zile de creație, Dumnezeu ar fi păstrat 5 zile pentru Rio de Janeiro. Iată ce frumos sună mitologia lor locală. Sigur, mai ales că au cel mai mare număr de catolici din lume. Absolut. Vedem o zonă Cariocas. Cariocas se numeau acolo casele făcute de oameni albi. Suntem într-o zonă în care vechiul și noul se îmbină armonios. Suntem la acest monument al fântânii care marchează începutul istoriei coloniale în Brazilia. De acolo se alimentau cu apă potabilă vasele ancorate în port. Am pătruns deja în piața 15 noiembrie, care este foarte animată și în care stilul neoclasic, un stil restrâns din punctul de vedere al spațiului, dar și din punct de vedere al exprimării arhitectonice, este foarte prezent în Brazilia. De asemenea, vedem o catedrală, catedrala veche, care la fel este o combinație de arhitectură portugheză și un baroc local, dacă vreți. Suntem la aproape de Palatul Vechi Regal, suntem la Catedrala Veche, care marchează la rândul ei un început de istorie colonială în această parte a lumii. Am avut un interior dintr-o biserică catolică în concepție portugheză. Trebuie să vă spun că această statuie este statuia lui Osório, este un general care i-a învins pe cei din Uruguay la o luptă teritorială. Vedem și drapelul despre care o să avem timp să vorbim. Această clădire, dragi telespectatori, care pare mai degrabă un templu antic din vechea Romă, este Camera Deputaților, care funcționează și astăzi, în care controversele sunt poate la fel de mari ca și în alte zone ale lumii. După temperamentul. Absolut. Brazilienii sunt un amestec din ăsta colorat de națiuni, dar cu o foarte mare toleranță, fiindcă venitul lor mediu lunar este în echivalent de dolari americani, este de 1200 de dolari americani. Între timp ați mai văzut câteva secvențe pe care ei din nou le numesc Cariocas, sunt case construite de vechii coloniști. O secvență cu o biserică, Santa Maria del Canto, care a fost ridicată de un capitan fiindcă a scăpat de la un naufragiu. Acum suntem la o biserică din centru, care se numește Santa Maria de José, care la fel este o mărturie vie a istoriei locului. După ce au venit aici cei din familia regală, deci cam prin 1803, au stat vreo 20 de ani. Am văzut un călugăr benedict care a și ridicat o catedrală benedictă, care și astăzi, după 400 de ani, ține slujbe regulate în fiecare sfârșit de săptămână. Facem din nou un pas și ne apropiem de zona monumentală a orașului. Suntem pe strada Paraguay, unde o broderie arhitecturală, așa cu inspirații exotice, parcă ne primește. Primele observații, atunci când privim mulțimea din stradă, ar fi comunicarea, probabil mersul vioi, bonomia, sunt niște oameni care stabilesc chiar un record mondial în materie de conviețuire cu alte naționalități. Suntem deja în zona pieții, piața Sfânta Tereza, iar
acel tramvai merge pe deasupra vechiului acveduct al orașului. Din 1770 merge acest tramvai aerian, nu? Unde scrie clar să nu vă aplicați fiindcă este pericol, dar ei deja au în genă aceste reflexe formate din junglă, sunt convins. Este încă utilitar? Eu credeam că a devenit turistic. Mai funcționează și asta și cu mult succes. E așa, o zonă ușor haotică unde nu se plătește impozit. Nici taxe, scuzați-mă. Acum suntem în fața Catedralei Sfântul Sebastian, inaugurată de Papa Paul al II-lea, o clădire modernistă, impresionantă, cu niște spații foarte mari, vitrali înalte de 110 metri și o capacitate de 24.000 de locuri. Din când în când mai vedem clădirile moderne. Aceasta este statuia lui Pedro I, care ține în mână Constituția. Și iată indienii despre care vă vorbeam, au un farmec aparte, fiindcă singura lor grijă era să nu se li se strice penele, penele care aveau o semnificație mitică cu siguranță. Circulația este destul de bine organizată, sigur și se mai spune din când în când să nu pătrunzi în zonele naturale, scuzați-mă, laterale, dacă trebuie să faci o poză, fiindcă te expui unor pericole. Probabil că pericolul vine din ceea ce ei numesc aici favele, despre care o să putem vorbi. Facem un popas la Palatul Municipal, care din nou este construit în stil neoclasic, cu elemente de arhitectură grecească. Nu? Și pătrundem încet, încet în zona artistică. Aici este o replică a operei din Paris. E bine să știți că aici s-au perindat Maria Callas, Stravinsky, Bernstein sau Johann Strauss, tatăl. Ei trăiesc destul de efervescent toate momentele culturale. Aici este zona teatrelor, este zona muzeelor, hai să zicem că este o zonă mai cultă cu niște clădiri monumentale care marcați din nou istoria. Din nou, discuții efervescente pe stradă, ei se contrazic foarte des și abordează dezbaterile publice. Suntem la Muzeul de Arte Moderne, unde avem o foarte bună prezentare a perioadei renascentiste din Europa, mai ales. Desigur că spațiul aceste emisiuni ne obligă să ne concentrăm mai mult asupra zonelor semnificative. Facem deja o curbă care ne duce spre caterele Botafoga și Flamengo. În drum vedem un monument despre care o să mai vorbim. Ei iubesc foarte mult câinii și animale în general. Îi spun că pentru un câine e nevoie doar de un stăpân, iar pentru pisică de un staff întreg. Ați văzut monumentul lui Gomez, cel care s-a ocupat de agrementarea zonei Botafogo. Acum, din nou, vedem o catedrală gotică, oarecum străină așa în peisajul arhitectural și în interiorul acesta este iarăși un muzeu, de undeva din depărtare ne privește și ne așteaptă Iisus Mântuitorul. Suntem din ce în ce mai aproape de statuia Mântuitorului și să știți că pe măsură ce te apropii, pulsul crește foarte, foarte mult, mai ales dacă știi că acolo este și o contribuție românească. Nu ai cum să nu te bucuri. Suntem foarte aproape, dragi vâlceni, de celebra Copacabana. Copacabana este o stare de spirit, este o întreagă filozofie, este un loc unde se fac pachete turistice pentru americani în special, cu foarte multă socializare, sau hai să spunem, ca să nu ne pedepsească ce ne-au, socializare intensivă, să zicem. Așa, o formă elegantă. De... Suntem în, iată, într-o zonă tropicală. Am văzut un furc foarte mare care se cheamă Arborele Jack. Este adus de undeva din Asia, o să-l mai vedem numai decât. În curând vom pătrunde pe vestita Copacabana, care o să ne uimească cu bulevardele, clădirile,
unice. De asemenea, o să avem ocazia din înălțim de pe diverse coline să vedem câteva frumuseți, cum este și cazul aici, în zona Sugarloaf. Ceea ce vedeți noastră acolo este, mă rog, în traducere liberă, bucata de zahăr, care este un reper al turismului. Am văzut și ultimul palat al Congresului, fiindcă din 1970 nu mai este capitala Rio de Janeiro, s-a mutat la Brazil, după cum probabil că știți. Spun că de la înălțime sunt atâtea frumusețe amețitoare, dar aici pe șosea trecem și pe lângă statuia lui Isabella. O Isabella este o regină, cea care în 1877 a abolit sclavia. Cred că avem deja o primă imagine de la Copacabana. Singur, palmieri, plaje întinse. Sezonul acolo începe odată cu vara. După martie începe deja sezonul foarte cald acolo. Nu? Din păcate, nu știu cum să spun, constatați cu siguranță că idealul de frumusețe feminină braziliană, să zicem, nu coincide cu standardele europene, nu? Dar oricum se pare că sunt pe placul americanilor care sunt în proporție de 80% prezenți pe perioada verii acolo. Nisipul este foarte fin, incidentele sunt de vreo 40 de ani, mă refer în primul rând la rechin și la alte lucruri neprevăzute, aproape inexistente. Expresia artistică poate să o găsească orice om talentat. Acolo și sunt, nisip. Da, fel de fel de oameni, începând de la artiști autentici până la scamatori. Aici e o întreagă filozofie de viață, aici dorința oamenilor de a comunica este foarte, foarte mare. Aici femeile spun, de exemplu, că bărbatul ideal este bărbatul care câștigă mai mult decât poate să cheltuiască o femeie. Și vine și întrebarea și care ar fi bărbatul, sau mă rog, care ar fi femeia ideală, este cea care găsește un asemenea bărbat. Foarte pragmatic. Da, cred că s-a extins din Brazilia în mai multe zone din lume. Se simte, în comparație cu alte țări, o poftă de viață aproape excesivă. Au așa un fel de bucurie de a trăi și câștigul lor este suficient pentru a nu-și risipi energiile în alte activități, în proteste sociale, decât în ultimii ani. Sper să putem vorbi puțin și despre natura acestor demonstrații împotriva președintei Dilma Rousseff. Multă lume consumă fructe tropicale, nuca de cocos este foarte folosită, dar din păcate se folosește uleiul îngătit, ulei care este nociv, fiindcă are foarte multe grăsimi saturate. Uleiul de cocos? Da, ulei, da. Suntem în zona Guatema și ne apropiem de portul, de fortul Copacabana, care e construit la începutul secolului al 20-lea și acum este un muzeu militar. Nu? Acolo sunt câteva tunuri de la uzinele Krupp, sunt memorabile și un punct de atracție pentru vizitatori. Nu poate lipsi nici piața peștelui, unde o să poposim peste câteva minute. Sunt în jur de 30 de locuri interesante pe plajă. Poate că a doua ca faimă ar fi Ipanema, care este un pic mai exclusivistă și care este mai atrăgătoare pentru diverse, să zicem, minorități. Nu? Din nou suntem la Sugarloaf. Păi, dragii mei, aici la Sugarloaf, în 1502, a venit un oarecare Ansieta, care spunea că golful în care a pătruns cu corabia este, de fapt, un râu. Era ianuarie și a spus Rio de ianuarie, adică Rio de Janeiro. Iată că am descifrat și misterul numelui. Da. Suntem mai aproape de Iisus al lui, de statuia lui Iisus Mântuitorul. Simți așa un magnetism, un fel de teamă, ca și când te-ai apropiat de judecata de apoi. Am văzut din nou arborele Jack, acum suntem la o comunitate de maimuțe cappuccino. La 30 de maimuțe vezi câte un șef suprem care stă acolo pe o creangă, drept ca un baston de mareșal. Iar acum începe aventura.
Ne îndreptăm către statuie. Da, da, urcăm cu un trenuleț care până nu de mult mergea cu aburi, acum merge electric, dar totuși foarte încet ca să poți să admiri peisajul, și urcăm spre vârful celebrului dal Corcovado. Parcă simți bătăile inimii, parcă simți emoția momentului. Statuia este cu soclu împreună, este cam de 38 de metri, jos are o capelă de vreo 160 de locuri. Aici, din când în când, mai poți să mai zărești câte o vedere din asta, aproape ireală, așa cum se vede în momentul de față. Cumva impresia acolo este așa un fel de religie cerească. La un moment dat norii îți permis să vezi numai capul. Ia uitați-vă, expresia despre care vă spuneam este mai degrabă, mai degrabă bizantină. Așa este. Alteori vezi mâinile, care la fel de mult impresionează ca și privirea. La un moment dat vezi în toată măreția statuia, care pur și simplu te copleșește de aproape. Nu știu dacă cuvintele sunt suficiente ca să pot să vă descriu emoția pe care o trăiește acolo. Un scriitor de acolo, din Rio de Janeiro, spunea că acolo, la statuia lui Iisus, se aud șoaptele venite din cer. E foarte interesant să studiezi un pic și psihologia omului odată ajuns acolo. Pentru mulți este o bucurie supremă. Iată și capela despre care vă vorbeam. Pentru mulți este o stare din asta de muțenie, o fel de copleșire în fața unei minune a creștinătății, o minune a naturii, o minune a cerului, știți? O apropiere de divinitate. Absolut. Într-o formă... Pentru alții este mai degrabă o realizare personală. Multă lume se grăbește să dea telefon că a ajuns acolo, dar în orice caz este un record și în materie de turism, dar ar spune și un record în materie de împlinire sufletească. Ai impresia că ești undeva aproape de Dumnezeu și că vei fi judecat grație brațelor deschise, cu multă înțelegere, cu s-au multă... primit. Da, da, da. Da. Da, și că judecata nu va fi atât de necruțătoare cum te-ai fi așteptat la prima vedere. Și îți propui să fii mai bun și mai aproape de cer. Cu siguranță. Cred că ne apropiem de finalul acestui prim film și luăm pauză de publicitate, revenim cu niște comentarii și întrebări care s-au adunat. Publicitate. Continuăm emisiunea și incursiunea în Brazilia și mă străduiesc să vorbesc cât mai puțin pentru că sunt atâtea informații de aflat. Totuși, domnule profesor, în afara lui George Leonida, care a lăsat nemuritor chipul lui Iisus văzut de milioane și milioane și milioane de oameni, ce alți români, despre ce alți români se mai poate vorbi în Brazilia? Celebri oarecum sau... Dacă puțini brazilieni sau, mă rog, sud-americani știu că o parte din statuie, poate cea mai semnificativă, e făcută de un român. E, atunci când vine vorba de următorii doi români, lucrurile nu stau la fel, fiindcă sunt două prezențe de mare impact în viața socială, în viața universitară, în viața artistică.
Totul s-a întâmplat în jur de anul 1920, când ei erau măcinați de lovituri de stat, hunte militare, nu? Și erau la un moment de răscruce în economie, știți? Și s-au gândit ce să facem, care să fie noua linie a economiei, cum să ne protejăm investițiile, cum să trăim mai bine, nu? Un moment asemănător l-am avut și noi în 1989 și sigur că și noi am avut modelul suedez, modelul japonez, până la urmă am vrut să facem economie originală și democrație originală. Greu, foarte greu de realizat. Acum, englezul are și el un proverb. Spune că dacă ești într-o cameră și dacă tu ajungi că ești cel mai, la concluzia că ești cel mai deștept din cameră, nu ești la locul potrivit. Trebuie să schimbi camera, să mergi în altă parte, nu? Cam așa s-a întâmplat cu câțiva miniștri și economiști din Rio de Janeiro, ca să pronunțăm mai exact, care au plecat la un congres în anul 1924 la Paris, unde au întâlnit un român pe nume Manoilescu, Mihail Manoilescu, un nume autentic de român, care a pornit de la Catedra de Științe Economice din București, chiar făcuse primele staturi de plată el aici în România, nu? Și care a scris o carte Protecționismul social în economie, încerc să parafrazez. Când au citit-o experții din Brazilia, nu numai că au adaptat-o, dar au și trecut-o în regim de urgență în programele lor universitare. E, astăzi, această carte și acest nume sunt ca niște literi de lege. Cartea este o adevărată Biblie în învățământul economic din Brazilia. Ce la spunea? Noi nu e. La noi, el este un fel de rugin al Poloniei, hai să zicem. Ce spunea cartea? Spunea, domnule, da, investițiilor străine de capital, nu mărfurilor străine. Și s-a potrivit ca o mănușă pentru cei care conduceau industria locală și, dacă vreți, industria constructoare de mașini, industria alimentară. Nu? Deci peste tot se admiteau investițiile de bani, infuzia de bani, dar nu mărfurilor străine. Putem noi să avem tiparele noastre, dar să ne aduceți doar capital. Acest Mihai Manoilescu ajunge și ambasador al României în Rio de Janeiro. E, după ce vine Hitler aici și începe războiul al doilea mondial, el, ca orice tânăr, probabil dintr-un impuls din asta de pornire împotriva comunismului, se atașează mișcării legionare. O mișcare fatală. Este arestat în România, e purtat de închisoare, penultima destinație este la Ocnele Mari, la Salină. Ca apoi să fie trimis în închisoarea din Sighetul Maramației, unde este îngropat la o groapă comună. Cumplit destin. Da, cumplit destin. Cel totuși care a reformat economia Braziliei, care este o putere mondială la ora actuală, ajunge să fie îngropat într-o groapă comună, pentru că dintr-un entuziasm și dintr-o perioadă de degringoladă a aderat la o mișcare. Absolut, absolut. Sigur. O greșeală de tinerețe. Iar al treilea nume este oarecum mai emoțional, fiindcă e vorba de o divă firmului Mut, care se numea Aurora Fulgida, după numerele ei de scenă. E o fată de 17 ani care pornește spre Italia, unde face canto, face un pic de teatru și este cumva remarcată de un regizor din Brazilia, merge la Rio și face o carieră în filmul mut. Era o frumusețe himnotică, se spune, despre care se zice că erau puțini bărbații care nu se îndrăgosteau. Era o frumusețe care te cucerea pe loc. Nu? Și a turnat niște pelicule care și astăzi sunt rulate. Dreptul de a iubi,
trandafirul care pierde petalele, deci niște tinturi așa de epocă. Romantice cu de epocă, și... dar probabil că în istoria filmului da. Mut își are și... încă locul foarte bine. Și este interesant și cu asta trec o să trec la subiectul următor, că nu știu cum trece timp atât de foarte repede. Când mă uit la ceas, parcă mi se pare timpul mai... puțin dilatat. Nu știu pentru că nu spunem nimicuri, spunem numai lucruri importante. Da. Deci, ea, acolo unde stătea în Rio, avea casa românească. Deci casa ei devenise casa românească, purtea ie românească, printre aspeții care o vizitau era tocmai acest Manoilescu, era Duilu Zanfirescu, era regele Carol și cu Elena Lupescu deja căsătoriți în sfârșit, deci casa românească a stat acolo foarte mulți ani. Hai să ne oprim aici ca să nu... Da, să ne oprim aici și să trecem de la aceste subiecte care ar merita un spațiu mai amplu, dar nu avem loc. E bine că le-am reamintit oamenilor sau le-am spus oamenilor că avem prezențe românești importante în Brazilia. Da, și dacă mi-ați da voie, poate să mă încadrez chiar așa într-o jumătate de minut, fiindcă e o chestie de suflet pentru vâlceni. Un moment asemănător l-am trăit la Kyoto. La Kyoto am plecat din Tokyo la Kyoto ca să întâlnesc un vâlcean. Un vâlcean care trăiește printre noi și care este foarte, foarte valoros în continuare. Și îl cheamă Dăluț Zanfirescu. Este fiul fostului primar și, mă rog, senator sau deputat Sorin Zanfirescu. El era șef de lucrări fiind conferențiar, lucrări de masterat în materie de prevenire a efectelor cu tremurul. Exact acolo, în cea mai mare universitate, în Kyoto. Și acolo, la masă, mi s-a spus că, la fel cum un argentinian mi-a spus că nu va iubi România niciodată, mă rog, din cauza golului lui Hagi, cei de acolo mi-a spus că iubesc România. Și zic că, da, așa mi s-a muiat. Când este acolo singur, departe, vă dați seama, mi s-a muiat așa inima de emoție. Păi zic, o cărui fapte datorii? Și zice, știți, când a fost cutremurul de la Kobe, toate țările erau în febra războiului mondial și printre puținele guverne din lume a fost un guvern liberal, dacă nu mă înșel, condus de Gavenco, care a dat 10.000 de euro. De dolari, îmi cer scuze, guvernului. Deci iată, în momente grele nu se uită un ajutor. Și că de-aia ar fi investit el acolo, ei în zona seismică din Vrancea. Acum foarte interesant. Ne întoarcem în Brazilia, o țară cu o multitudine etnică și cu un temperament extraordinar, cu o biodiversitate mare, dar țara care, după statuia lui Hristos, ne dă carnavalul de la Rio, un moment fantastic cu toate școlile de samba. Deci da. Samba este o altă amprentă pe care nu putem să o ratăm și bănuiesc că nici dumneavoastră n-ați ratat-o în Brazilia. Atunci când vorbim de samba, ne gândim la semnificația cuvântului, înseamnă a atinge abdomenul sau burțile. Și cineva foarte apropiat mi-a spus, asta înseamnă că trebuie să ai un pic de burtic. Nu neapărat. Samba... dacă vedem imagine celor care, în timpul carnavalului... Samba este un dans foarte dinamic. Samba își are rădăcini în jungla africană, fiindcă în timpul acestei comutări de populație neagră în plantații, cei 4 milioane de negri, nu? Mijlocul lor subversiv de supraviețuire era samba, da? Sau samba. Ca bluzul la negri din America. Această doamnă simpatică, pe care o cheamă Rosemary, negreșele tău, dar își dau un nume de flori. Foarte exotică. Este venită tocmai din inima Amazonului, așa, și atunci când dansează samba, ea imită, de fapt, susurul apelor, foșnetul frunzelor, dacă vreți, mișcările imprevizibile ale animalelor din junglă, nu? Deci, fiind vorba de doar trei pași, pe ritmul de 4x2, improvizațiile au un rol foarte, foarte mare. Nu? Iar atunci când se intră în febra festivalului de samba, toată lumea își schimbă atitudinea.
Să spuneți dacă trebuie să închei. Ar trebui să vorbim peste film, poate putem să mai vorbim despre Samba, pentru că, dar ar trebui să dăm filmul ca să prindem sfârșitul cele de-a doua părți a emisiunii. Da, da, să vă spun. În care vom vorbi și despre fotbal, dar... Da, da, păi, din păcate începem chiar cu fotbalul acum. Dar da. Să termin cu Samba. Foarte scurt. E vorba de 5 divizii atunci când începe festivalul din Rio și 2 super divizii. Fiecare dansator pornește de la Samba Drum și are 57 de secunde să performeze. Pe carele la alegorice, la început apar mai întâi șefii de școli, nu? Iar la sfârșit se alege o prințesă, scuzați-mă, o regină și 2 prințese. Dar toată lumea intră în febra carnavalului. Cei 10 milioane de turiști intră parcă într-o altă dimensiune, într-o transă. Toată lumea se îmbrățișează, se sărută. Este bine să mergeți cu buzunarele goale la Samba Festival, fiindcă oricum la întoarcere nu se știe dacă vor mai fi. Să pornim cu fotbalul, care este elementul de bază, de 5 ori campioană mondială. Din nou, probabil că o să vă spun dacă o să am timp acum, o secundă, 2, 3, 10. Pe imagine, deocamdată vor vorbi de la sine, fiindcă 180.000 de brazilieni vor cânta imnul național. Nu uitați că are în jur de 8 strofe și toată lumea cântă cot la cot cu jucătorii. Haide să vedem! Fotbalului. Imnul Braziliei vorbește despre frumusețele țării, vorbește despre Brazilia, care este mama copiilor noștri. Haideți să mergem pentru câteva minute la Maracana. 180.000 de locuri. L-am văzut pentru o clipă pe Bellini, iată, capitanul primei echipe, care a câștigat în 1958 prima cupă mondială. La început, fotbalul era apanajul celor bogați, era dus de un oarecare Miller în 1890 din Europa și era apanajul oamenilor bogați. Nu vă spun că populația de culoare neagră nici măcar nu avea acces în aceste tribune, până când a apărut un negru pe nume Pelé, care a revoluționat totul, alături de alți celebri jucători din jurul lui, au schimbat stilistica fotbalului și au dat seama că fibra aia care își are genele în junglă Amazonului sau în Africa, nu? Are cu totul alte mișcări și care pot să facă din fotbal o artă, nu?
Și se spune că fotbalul aduce națiunea în delir fără să o alieneze, cum spuneam până acum. De asemenea, o altă celebritate, Garrincha, se redă mereu un dialog dintre el și antrenor. El avea o problemă cu piciorul stâng, lovea numai cu piciorul stâng și a spus antrenorul: ce ar fi să înveți să lovești cu ambele picioare? Și atunci el a spus: logic, asta ar însemna să cad pe spate. Pelé spune de asemenea că o echipă este formată din 8 oameni care cară pianul și 3 oameni care cântă la pianul. E, nu pot să vă descriu cuvinte ce emoții ai când vezi acest muzeu cu toate celebritățile. E, încet, încet ieșim din acest templu al noi religii naționale, care deja subjugă toată America de sus, fiindcă deja cei din Argentina au prins acest microb al fotbalului, care pur și simplu este devastator pentru multă lume. Fiindcă pentru a vedea fotbalul, întreprinderile se goleau în câteva minute și nu știau patronii ce să facă. Până la urmă s-au pus ecrane uriașe în fiecare întreprindere pentru a împăca și capra și varza. Între timp, noi ne deplasăm într-o zonă mai colorată, de unde avem câteva priveliști de-a dreptul fabuloase. Suntem din nou la Sugarloaf, aproape de golful care era considerat de ianuarie, de unde, repet, provide și numele Rio de Janeiro. Suntem într-o zonă cu frumuseți amețitoare. Prin 1950, Oscar Neumayer, este un arhitect german, primește sarcina de a agrementa orașul Rio de Janeiro. Și o face cu foarte, foarte mult succes. Acum deja este un erou național în Brazilia. Se pare că de sus este atât de spectaculos orașul, încât greu i-aș putea găsi corespondențe în lume. Poate numai prin Sydney am mai văzut așa ceva, zona portuară, poate numai în Stockholm mai câteva secvențe asemănătoare, dar repet, este greu de egalat ceea ce vedeți dumneavoastră în materie, da. Este o combinație în asta de verde, de junglă, de albastru mării și arhitectură. Da, și arhitectură de culoare deschisă. Poate că sufletul nostru nu este suficient de mare pentru a păstra toate aceste frumuseți, dar care totuși te marchează pe toată viața și la un moment dat chiar ai un sentiment din ăsta de culpă că nu poți să împărtășești cu ceilalți ceea ce vezi. De aici încercarea mea de a vă împărtăși câteva din frumusețele lumii pe care dumneavoastră aveți dreptul să le vedeți. Dacă nu le vedeți în realitate, măcar să le vedeți de un om care vi le redă cu toată dragostea și cu toată priceperea modestă de care dispune. Suntem pe niște funiculare care au capacitatea de 70 de persoane. De 60 de ani nu s-a mai întâmplat aici absolut niciun accident, deci siguranța este aproape maximă. Cine dispune de fonduri, cam $150, merge și cu elicopterul. Nu poți să auzi aici decât superlative, extraordinar, fabulos. Sunt niște formule de limbaj tipice pentru turiștii care ajung aici în zonă. Cum sunt tratați turiștii? Și bineînțeles că turistul și dumneavoastră și alți turiști, nu? Încercați și din diversitatea bucătăriei locale, nu? Spuneați despre caracatiță ca fiind foarte bună. Da, caracatiță este chiar cea mai bună din lume, dar aici îți oferă o diversitate culinară, marea, jungla, dar și ferma. Și mâncarea lor tradițională, poate cea mai veche, este fasolea neagră, la care se adaugă fel de ingrediente de jur. Vedem în prim plan un muzeu de artă modernă și vedem și cartierul Baia, unde sunt cele mai bogate de aici din
apoi noi să revedem. Podul de 14 metri, Mitterrand se numește, este dedicat unui fost președinte al Braziliei. Nu îndrăznesc să dau dimensiuni, este vorba numai de 14 km, fiindcă în materie de recorduri chinezi au depășit orice așteptare. Și este foarte riscant să spui că este cel mai lung din lume sau al doilea, al treilea. Da. Este oricum spectaculos. Da, o lume interesantă, modernă, activă, dinamică, dar și cu tradiții foarte puternice. Sigur că atunci când ajungi cu picioarele pe pământ, vezi niște realități care nu sunt tocmai în concordanță cu această splendoare, să zicem, naturală. Fiindcă acolo mai sunt probleme de rasism, mai sunt favelele care... Cu sărăcia și cu infracționalitatea. Da, care aduc așa o notă negativă vieții de zi cu zi, nu? Unde și poliția se teme să intre. Te trezești în momentul când ajungi acolo cu somații de la ambasadă, atenție, nu ieșiți după anumită oră, ori se spune că tocmai viața de noapte este unică în feluri. Faci ce faci, dar întotdeauna folosesc ca punct de referință statuia lui Isus. Te atrage ca un magnet, este de așa natură conceput peisajul încât inevitabil să te întâlnești cu privirea lui Iisus Mântuitor. Aici o vedere nocturnă cu farmecul unic, aș spune, iar viața de noapte nu este așa pentru un turist itinerant care vrea mai degrabă să vadă, să învețe, nu? Din fugă cât mai mult. Cu toate că negrii au fost cei mai reprimați, cu toate că negrii au fost dislocați din țara lor, nu? Au fost exterminați, o pagină neagră din istoria lor, arta neagră, viața de zi cu zi, meniurile, arta culinară, toate sunt sub impactul prezenței acestor negri, nu? Acolo mai sunt în jur de un milion de japonezi, o comunitate compactă, refugiată din timpul războaielor cu vecinii, mai este o comunitate de vreo 200.000 de americani din timpul războiului civil. Aici vedem de la picturile clasice până la pictura naivă sau chiar pictura impresionistă. Încet, încet ne deplasăm spre cartierul Ipanema, unde suntem la un restaurant tradițional unde se cântă Bossa Nova. Bossa Nova este un fel de amestec de samba și bolero. Meniurile aici sunt cu totul deosebite. Cea mai cunoscută este carnea, care e preparată foarte bine, de carnea vita. De vită. Meniul se numește Pecania. Aici avem celebritățile care au trăit și au lucrat aici în acest local, iar atmosfera este cu totul și cu totul fermecătoare. Am mulți prieteni care au fost acolo și care mi-au relatat cu lux de amănunte cât de bine s-au simțit. După ce se servește masa, ne se face o demonstrație care vorbește despre proporționalitatea hranei marine, a celei de fermă, așa, dar și a celei provenite din junglă. Se interpretează Bossa Nova, se păsează versurile vechi, acompaniamentul vechi. Aici este un pic mai complex cu instrumentarul, fiindcă la samba e nevoie doar de o tamburină și de o gitară. Ceea ce vedem acum este o rețetă foarte populară aici, este un cocktail care se numește Saugi. Din păcate conține prea mult zahăr, dar... Mi-am dat seama că a pus peste lămâia acela la ei. Da, și se pune ceva alcool. Ei au o băutură națională foarte tare, care este făcută din sfeclă. O băutură care se bea și la noi în nord, dar în orice caz zici că îți rașchetează foarte rău stomacul. Este greu de suportat. Deci nu beți băutura națională, nici din curiozitate. Restaurantele cele mai populare se numesc Radicio și plătești ca și în Buenos Aires, ca și în Argentina. Plătești o taxă și mănânci cât dorești.
deja am pătruns în lumea sambei, deja suntem pătrunși în spiritul festivalului despre care vă vorbeam și care începe în martie, festivalul de la Rio. Aici vorbim de o întreagă recuzită la care se lucrează un an întreg, nu? Și încercam să vă spun că în fruntea școlilor de dans sunt profesorii mai întâi, cei care îi învață, nu? Acum, sigur că cineva de acolo, de interior, mi-a explicat că nu toate dansatoarele sunt dansatoare, că mai sunt și travestiți, fiindcă de multe ori e nevoie de musculatura umană, mă rog, mai bărbătească în orice caz, pentru a interpreta câteva figuri unice. Fiindcă tu, în calitate de concurent, trebuie să surprinzi de fiecare dată jurul. În câte secunde? Deci se pornește de pe Samba Drum și mai ai 57 de minute ca să arăți de minute. Tot... Da, ca să arăți tot ce știi așa, în materie și tot ce ai adus nou. Multe dintre tematici sunt inspirate din viața negrilor de pe plantații din partea de nord. Dacă aveai o plantație de cafea sau de trestie de zahăr, era ca și când ai fi avut o mină de aur. Bineînțeles că fiind vorba de aur, s-a prezentat acolo și domnii englezi, care au și comunităților lor mici, dar și olandezii nu puteau să lipsească, mai ales că ei aveau cele mai bune hărți din lume. Acum suntem într-o zonă unde se face un spectacol, hai să zicem, în miniatura unui festival, nu numai și numai pentru turiști. Deci îți dai seama că nu toată lumea este dotată pentru a interpreta samba. Și acum avem o extindere a sambei și a bossa novei în plină stradă, la fel cum în Buenos Aires, în Caminito, vedeam spectacole spontane de tango. Aici se dansează pur și simplu dintr-o inspirație de o secundă. Este foarte, foarte molipsitor dansul și mai ales starea de spirit foarte, foarte bună. Poți să-și iei și lecții pe loc, dacă îți dorești, am văzut. Da, școli de samba, da. Uite-se, ce improvizații spontane cu invocarea cerului, cu fel de fel de complicități despre care vorbeam și în materie de tango. La una dintre aceste, nu știu dacă o să... Vorbim după. Da, vă rog. Luăm publicitate și apoi avem o întreagă parte de emisiune să încercăm să umplem golurile. Câte minute? Aproape 20. Multe întrebări, dar vi le pun după emisiune. Mai vreați să completați ceva la materialul pe care l-am văzut împreună? Da, aș vrea să spun că și în Brazilia lingviștii nu stau degeaba și fac fel de fel de statistici. Statistici care stabilesc frecvența cuvintelor. Bun, oare cele mai folosite cuvinte în Brazilia sunt
Hei, arbitrule, unde-i penaltiul? Deci astea sunt litere de lege. Iar dat fiind de gradul lor ridicat de socializare, cele mai frecvente cuvinte din spațiul public sunt crezi în dragoste la prima vedere sau trebuie să mai trec o dată. Da. Este modul lor de a se socializa. Acum, trecând la lucruri mai serioase, aș vrea să vă spun că nu odată ați văzut steagul Braziliei. Este un moment când orice brazilian își ridică pulsul la maxim atunci când vede acest steag. Și, pe care scrie dacă, ce? Dacă, imediat, dacă cineva spune că o națiune se coagulează prin eroi naționali, nu? Gândiți-vă că noi am avut un Hagi, ei au probabil în jur de 20-30 de Hagi, nu? Și că fiecare meci de fotbal unește națiunea, ține spiritul național foarte tras. Și acest drapel care ar însemna, referindu-ne la culori, verdele ar fi dinastia portugheză, reprezentată de Petru Antile, așa. Pe urmă, galbenul este reprezentat de dinastia Habsburgă, fiindcă soția lui Pedro I, pe okay. nume Maria Leopoldina, era de origine Habsburgă. Pe urmă, cele 28 de stele din spațiul albastru sunt cele 28 de țări din Confederație, iar motoul lor este ordine și progres. Acum cu ordinea nu știu cum stau, dar cu progresul se pare că destul de bine. Da, deci nu uitați că vorbim de o țară de 200 de milioane care nu este monitorizată complet, fiindcă printre altele s-a aflat că sub Amazon ar mai fi un alt Amazon și mai mare care merge undeva spre Cascada Iguazú, la graniță cu Bolivia. Nu am mai avut timp să o prezentăm, dar este uluitor de frumoasă. Are, nu? Cea mai mare rețea de și ape din lume. Corect, și unde ar fi în jur de 70 de triburi care n-au avut niciodată contact cu lumea și o parte dintre ele se presupune că ar fi și în stadiul ăsta de canibalitate. În sfârșit, printre altele, ca o curiozitate istorică, este un trib de 900 și ceva de oameni, recent descoperit, se numește Ibraru, care au toți grupa de sânge zero. Acum, vă rog să-mi scuzați umorul negru. Cred că Mengele, câtă perioadă a stat acolo în Brazilia, a fost așa de hăituit încât n-a avut timp să se ocupe. Dar nu i-ar fi scăpat acest detaliu. Sigur, ați făcut experiențe și... din... Un alt aspect al societății braziliene, care la fel, spuneam, aduce o pată așa de culoare închisă vieții de zi cu zi, este cel cauzat de favele. Favelele, după denumire, favela înseamnă o specie de fasole care este specifică populației sărace, nu? Favele sunt niște comunități, imaginați-vă dumneavoastră, niște dealuri asemănătoare cu cel de pe Petrișor, până la 1000 de metri, sau cu capela, nu? Care este populat centimetru cu centimetru de niște căsuțe suprapuse, în primul rând, și de o populație foarte, foarte numeroasă, care nu are nici străzi, nu are nici adrese, nu are nici un punct de reper și care este principala sursă de infracționalitate. Acolo poliția, când intră, știe pe cine caută, dar nu știe niciodată pe cine găsește. Și unde stă populația săracă și fiecare favelă, fiindcă e vorba de 5 mari favele aici în Riu, fiecare dintre ele are un șef suprem, care de obicei este și un șef al unei școli de dans sau unui cartel de droguri. Știu că la un moment dat, când treceam din Brazilia spre Bolivia, am parcurs o zonă cu un autocar din ăsta mai rudimentar și pe un drum destul de accidentat și ni s-a spus, vedeți că este pe principala ruta drogurilor și toată lumea a spus să ieșim mai repede să ne vedem de drum, nu? Ei bine, ca o curiozitate, acest șef de favele care sunt
iluminate noaptea și ca ai impresia că ești la Hollywood. Nu se plătește curentul, nu se plătește nimic, oamenii n-au identitate, de aceea și recensământul este destul de arbitrar. Nu numai doi reporteri din Olanda au pătruns odată acolo, în toată istoria. Deci acești șefi au fost chemați înaintea campionatului mondial de fotbal de către prim-ministru și președintele țării. Și au fost rugați ca nu cumva să le permită, mă rog, supușilor să atace populația, mă rog, turistică de pe străzi. Bineînțeles că interlopii, ca orice interlop, nu s-au ținut în totalitate de cuvânt și fiecare deplasare acolo, după anumită oră, pe anumite străzi, sigur că are și doza ei de risc. Vă dați seama că acest paradis pe care l-ați văzut dumneavoastră, hai să nu folosesc prea mult cuvântul paradis, deci aceste peisaje care stai respirați, trebuie să aibă și un revers al tot ceea ce bucură sufletul omului. Nu? Deci în momentul când ai ajuns în zona favelor, poți să-ți pierzi și viața. Mai mult decât atât, șeful suprem are drept de viață și de moarte și asupra tuturor membrilor familiei. Deci este așa, hai să zic, un implant mafiot într-o societate destul de interesantă. Și foarte greu de stârpit. Am mai văzut și eu documentare. Vorbim despre această confederație condusă de un președinte care e pe model american, este o republică prezidențială. În ultima perioadă mi se pare că sunt ceva scandaluri legate de... Cred că doamna în cauză, vă referiți la Delma Rusev, este de origine bulgară. Taică-său, culmea, a fost chiar un mare lider comunist. S-au mutat, au emigrat în Brazilia și a devenit unul dintre cei mai prosperi oameni de afaceri, dar fiica sa a păstrat, să zicem, educația inițială, marxist-leninistă, nu? Și acum, cei care o susțin sunt oameni de condiție mai bogată, să spunem, care spun că e foarte pragmatică și bună, nu? Ceilalți o acuză de idei marxiste, de niște complicități, de niște atentate de factură marxistă, criminală, să zicem, nu? Și sunt fel de fel de curente de opinie care încearcă să o înlăture de pe scena politică. Nu se întâmplă, în timp ce societatea lor primea conturi prin 1920, nu? Undeva în America, locuia un scriitor pe nume Mark Twain, care a scris la una dintre primăriile locale o telegramă la toți membrii primăriei și a spus: s-a aflat totul. În ziua următoare toți au dat demisia. Nu e așa de simplu și în America de Sud. Nu e așa de simplu, deși văzut că, citeam acum câteva zile o știre că o primăriță dintr-un oraș din Brazilia a fost prinsă ca delapidat și a dispărut. Sper că nu în jungla amazoniană la triburile canibale. Și doamna Kirchner din Argentina se bucură în ghilimele de aceleași acuzații, că ar fi lichidat un ministru de interne și... Interesant că America de Sud se pare că e mai puțin misogină decât restul lumii în a promova femeile în funcția supremă. Da, totuși, poate că le lipsește, hai să zicem, un stil de comportament est-european. Nu se lovesc prin spate, nu se calomniază, sau metaforii, nu te lovesc în spate și o iau la fugă, nu, au așa un simț al dreptății și au așa un fel de... Înfruntarea față-n față. Da, și o oarecare tandărețe sufletească. Dacă ar fi să vă amintiți o întâmplare personală mai specială din călătoria aceasta în Brazilia, foarte scurt, așa? Da, probabil că în fiecare curs de lume aș avea câte o amintire. Aici o să mă refer strict la un spectacol de samba, un spectacol din ăsta interactiv, unde, după cum ați văzut și noastră, niște oameni ieșiți din inima junglei, dansează, invocă spiritele și mai au și timp să stea de vorbă cu turiștii așezați în scaun. S-a întâmplat să șed undeva și mi-am așezat pălăria tacticos și am asistat și acolo la niște scene mai interesante. Și la un moment dat... N-am pomenit în față așa cu o fiică a junglei înaltă de vreo 1,80-1,85, foarte sumar îmbrăcată, care s-a așezat
așa, cu o lejeritate demnă de o cauză mai bună pe genunchiul meu, știți? Oh. Și, nu va fotografia nimeni perplexitatea. Tocmai asta e că am pretenția că sunt un om cu destul control de sine și tocmai încercam să mă reculeg așa în spațiu, să mă reorganizez când am auzit în dreapta mea ceva trosnind. Partenerul ei s-a așezat pe frumusețea mea de pălărie și n-a costat decât $5, dar era foarte, foarte frumoasă și a făcut un praf. Și amândoi zâmbeau așa cu niște dinți albi ca miezul unei nuci de cocos, știți? Și când am încercat să întreb sau să, mă rog, să schițez un gest, am văzut că se aprinde un flash în față, o poză, așa instantanee, și cineva spune Hello Romania! Mi-a făcut o fotografie și când am, mă rog, am mulțumit și în momentul când s-a ridicat eroina despre care vorbesc, am văzut că de fapt nu este femeie, avea trăsături mai mult de bărbat. Și atunci mi s-a explicat că poate 20% din dansatorii de acolo sunt travestiți, fiindcă, mă rog, cum spuneam, musculatura masculină este mult mai dotată. O experiență interesantă. Lor, da, da. Și da, sigur ar mai fi multe. O concluzie în legătură cu Brazilia? Brazilienii sunt așa un popor destul de tandru, care spun că dacă nu putem fi corecți, măcar să încercăm să fim mai buni. Frumos spus. Acum, pentru că ați călătorit extraordinar de mult, totuși bănuiesc că nu vă opriți. Planuri de călătorie? Nu se poate să spun că am încheiat așa rutele lungi și nu știu dacă vreodată într-o emisiune o să pot să vă spun că prin câte peripeții se trece. Cred că ar merita, da, să pregătim o astfel. Cartea pe care o să scot în iarna asta, cea de-a treia carte de călătorie în jurul lumii, o să consemneze și câteva întâmplări care o să vă arate că mai este și cealaltă față a medalei. Dar oricum sunt niște țări pe care le-am văzut, Mexic, de exemplu, Statele Unite, Australia, Noua Zeelandă, pe care sau le-am prezentat, să le mai prezentăm sau le-am prezentat parțial sau nu le-am prezentat deloc și care urmează să fie prezentate. Pe urmă am descoperit o zonă superbă în Spania, zona Valenciei, care este are o fermecătoare și care merită la rândul ei o misiune. Deci mai avem ceva în tolbă. Sigur. Începe un nou an școlar și ca de obicei dumneavoastră, care ați pregătit foarte multe generații cu mulți dintre foștii dumneavoastră elevi, m-am întâlnit fie că sunt cercetători în Islanda, fie că sunt în Marea Britanie, fie în Statele Unite, fie în diverse, fie chiar în România, dar fie în diverse zone ale lumii, cu toți au vorbit despre importanța învățării limbii engleze și a metodei dumneavoastră. Poate acum, în preajma începutului noului an școlar, câteva gânduri, câteva idei pentru cei care se pregătesc să învețe limba engleză, care este limba care domină lumea până la urmă. Da, acum, probabil că într-un viitor apropiat la noi engleza va deveni a doua limbă maternă. Deci nu va fi prima limbă străină, ci va fi a doua limbă maternă. Vreau să spun ceea ce am încercat și cu alte prilejuri. Să vă spun că este vorba doar de o conjunctură, e vorba de o conjunctură favorabil englezii, la fel cum a fost situația franceză, da. Și că noi, profesori de engleză, în primul rând trebuie să păstrăm așa un echilibru și să redevenim cumva luciți, nu? Înainte de a apuca de muncă și să credem în continuare că materiile perene, materiile de forță în școli, rămân totuși matematica, română, celelalte limbi străine, biologia, fizica, nu, care poate necesită un mult mai mare efort intelectual și colegii noștri merită tot respectul. Deci ar fi cazul să ne păstrăm modestia, să încercăm să răspundem cerințelor actuale. În primul rând este vorba de europenizare, nu fiindcă engleza devine, la fel cu celelalte limbi străine, un fel de pașaport pentru lume. Dacă până acum engleza era necesară, 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 acum engleza trebuie dublată de o altă limbă străină.
Aș încerca să vă reamintesc că perioada optimă de învățare a limbii engleze este între 4 și 14 ani. În rest, doar se imită, da? Un apel către profesorii de engleză, pe care îi cunosc foarte bine, corigența. Corigența, ca și repetența, schimbă destine, traumatizează persoane, iar engleza îți oferă suficient câmp de improvizație ca să poți să ridici un copil la nota 5. Deci prima dovadă a eșecului școlar, a eșecului ca profesor, unde trebuie să dai foarte mult, nu? Este corigența. A doua observație pe care îmi face plăcere să o repet este că noi ca profesori trebuie să murim la clasă. Acolo trebuie să arătăm că toți copiii, indiferent că au posibilitate să facă pregătire personală, mă rog, meditație sau nu, toți copiii trebuie ascultați. E, aia este dovadă de profesionalism. Atunci, după aceea, vor veni și alte cerințe, nu? Și, în sfârșit, dacă ar fi să păstrăm așa o notă mai sensibilă, nu uitați că engleza se învață și se predă cu inima. Și ca să închei, totuși, mi-a venit în minte ceva care se referă și la experiența noastră de astăzi, nu? Un actor în viață, un actor foarte simpatic și longeviv, Radu Belegan, spunea că viața noastră este o călătorie, o călătorie într-un tren, un tren al vieții. Și cum călătoria este atât de scurtă, doamna Valeria, ar fi păcat să nu călătorim la clasa întâi. Foarte frumos spus, vă doresc să călătoriți în continuare la clasa întâi și să sprijiniți și pe alții să facă acest lucru prin ceea ce reușiți să le dați și să ne dați și nouă ca călători alături de dumneavoastră virtual prin ceea ce ne spuneți și vedem. O seară bună, doamnelor și domnilor, mie mi-a făcut mare plăcere, hai România, meci mare! România. Și ați văzut cum se susține o echipă, 180.000 de oameni pe un stadion cântând imnul național. Hai România, mulțumesc domnule profesor! Și eu vă mulțumesc pentru atenție!